Lista rușinii cuprinde peste 4.000 de contribuabili persoane fizice, aceștia au acumulat datorii de peste 33 de milioane de lei. Din cei aproape 190.000 de datornici, peste 4.000 sunt din Olt, dintre care 1.000 sunt numai din Slatina. Primul oltean care apare în lista rușinii este din orașul Balș, locul 282 în lista datornicilor. Acesta are la bugetul statului o datorie de peste 1,2 milioane de lei. A fost publicată lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat. Listă care cuprinde la nivelul administrației județene a finanțelor publice Olt un număr de 4.252 contribuabili persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante în sumă totală de 33,44 milioane lei. Menționăm că în cazul debitorilor persoane fizice nu fac obiectul publicării obligațiile fiscale restante, al căror cuantum total este sub 1.500 lei. Cei peste 4.000 de datornici, persoane fizice din Olt, totalizează datorii de peste 33 de milioane de lei. La nivel național, suma totală datorată de contribuabilii persoane fizice ajunge la 3,4 miliarde de lei. Lista rușinii cuprinde aproape 200.000 de persoane cu datorii la stat.